Accidentul s-a produs la intersecția străzilor Chiliei cu Soveja din Constanța. Mașina de școală era folosită de o cursantă care a vrut să efectueze viraj la stânga, numai că în acel moment autoturismul a fost izbit puternic de o mașină de teren. Martorii spun că instructorul ar fi frânat, doar că a fost prea târziu. Jeepul venea din partea aia, de la City, și domnul cu școala a dat mai în față și vrea, cred, să plece. La un moment dat a călcat pe frână și a intrat jeepul în el. Victima a rămas blocată în mașină și a fost scoasă de doi angajați ai unei spălătorii din zonă. S-a prins la portieră picioarele și între pedale. Și m-a scos colegul ăsta al meu și am rupt ușa. Am forțat ușa, n-a să rup, a pus și el mâna, a pus și eu mâna și l-am rupt cu totul. Ne-a zgrat și noi la mâinile astea și am pus-o pe banchetă și acolo s-a până a venit salvarea. Dar salvarea oricum a durat până a venit, 20 de minute a durat până să vină salvarea. Și astea cu săraca tremură, mai putea durere și țipa. Cursanta a fost transportată la spital cu traumatisme la nivelul picioarelor. Starea ei este în acest moment bună. Cel mai probabil instructorul va fi cercetat pentru producerea accidentului, pentru că era în sarcina lui să evite impactul.